Pauză scurtă, prieteni, pentru că avem mult de lucru în ultima oră a emisiunii noastre de astăzi. Suntem în continuare cu Florin Chivulete la capătul celor 5 partide care s-au încheiat deja din etapa cu numărul 8 începută la Piatra Neamț. Am și discutat cu finanțatorul Ioan Anton Măzărianu după victoria la limită, dar importantă 1-0, însă sunt destul de probleme acolo cu precădere legate de colaborarea cu factorii locali, rezolvabile probabil până la urmă. Ce s-a întâmplat astăzi, vom trece în revistă imediat rezultatele alături de Florin. Ne pregătim și de repriza a doua la Mioveni, unde FC Argeș și Comunal Celimbăr, liderul care rămâne pe această poziție, indiferent de rezultatul partidei, revin pe gazon pentru repriza a doua și mai apoi vom merge, evident, la legăturile telefonice de astăzi importante. Florin, așadar, rezultate, eu știu, în general așteptate, foarte puține goluri, echilibru în mare parte dintre meciurile pe care le-am avut astăzi. Da, de remarcat faptul că nu sunt surprize în etapa de astăzi și nici dacă ar bate CSC Celimbăr în deplasare la Mioveni, n-ar fi o mare surpriză, pentru că cele două echipe sunt sensibile, egale acolo la vârful ierarhiei din Liga Secundă. Concordia Chiajna-Slatina era de așteptat o victorie a Concordiei Chiajna după niște înfrângeri foarte ciudate. Adică eu nu mă așteptam Concordia Discrepanțele Chiajna astea, nu, de rezultate, să piardă de la Reșița, să piardă la Alexandria. Adică, de aceea e și frumos campionatul. De acord, de acord, dar totuși aceste două înfrângeri par cu oarecum rușinoase în deplasării pentru Concordia Chiajna. Iată că acasă a reușit aceste trei puncte, a mai dres busuiocul cumva, un rezultat previzibil. Și de completat, prieten, că cel care a marcat în această partidă este tânărul și promițătorul Andreas Burcea, care se află fără doar și poate pe lista unor echipe de primă ligă, însă știe ce are de făcut acolo Cristi Tănase cu un asemenea jucător. Mergem din nou la Mioveni, prieteni, a început repriza a doua în dispută atât de atractivă dintre FC Argeș și CSC Celimbăr. Este 0-0, Sorin Mățăoanu. La ce să ne așteptăm la repriza a doua a acestei dispute? Da, așteptăm golurile, pentru că am observat această etapă în Liga a doua este o etapă săracă în reușite, doar 10 goluri în meciurile jucate până acum, 9 astăzi și unul dat ieri. Sperăm la mai multe goluri, pentru că, iată, mai avem o repriză de disputat astăzi. La pauză s-a produs o modificare la echipa gazdă, a intrat pe teren Ionuț Rădescu încă din minutul 46 în locul lui Florian Haită, cel care a fost apostrofat de unii spectatori pe parcursul primei reprize, pentru că tot ziceam la intervenția precedentă de senzații pe care le-au poate antrenorii. Beza a fost antrenor la Celimbăr și Claudio Niculescu, cel care a evoluat din postura de antrenor al gazdelor aici la Mioveni. Putem spune câte ceva și despre capitanul oaspeților, despre Năstăsie, cel care a jucat între 2016 și 2021 la FC Argeș, acumulând 104 partide și marcând de 20 de ori, a evoluat cu FC Argeș și în Liga a doua, dar și în Liga întâi. Acum Celimbăr se află în atac cu o minge trimisă în careul de 16 metri, însă se ridică fanionul de la margine. Mă uitam pe programul echipelor și mi-am adus aminte că cele două formații n-au evoluat în Cupa României. Știm faptul că Celimbăr a părăsit Cupa României fiind eliminată de FC Voluntari, iar FC Argeș și a trebuit să îi lase locul în faza următoare a competiției echipei FC Bihor. E a doua oră când văd pe CSC Celimbăr, pentru că la prima vedere pe care am putut să o fac asupra acestei echipe s-a întâmplat tot în județul Argeș, la vreo 40 de kilometri de aici, în Cupa României. Celimbăr a jucat la Câmpul Lung cu ACS Câmpul Lung Ușel și a bătut cu 4-1, arătând o echipă la fel de echilibrată ca cea pe care o văd astăzi. Tot oaspeții se află în atac cu o minge la celul terenului, o lansare în partea stângă, dar trece pe lângă balon Rodrigo Hernando. Suntem în minutul 40 și nou, este 0-0 și sperăm să vedem măcar un gol aici la Mioveni în partida dintre FC Argeș și CSC Celimbăr. Da, Sorin, vom reveni și noi pe parcursul acestei reprize a doua. Mergem mai departe, Florin, cu rezultatele de astăzi. CSC Dumbrăvița, Metaloglobus București 1-1, două puncte mari pierdute de formația lui Ianis Zicu, care este egalată în prelungiri de acest Plohotniuc, un jucător venit chiar de la CSM Slatina,
prima reușită, dacă nu mă înșel, pentru acest jucător, dar importantă, Dumbrăvița, până la urmă, rămâne cu un punct apreciat acasă în confruntarea cu Metaloglobus. Da, eu cred că e un punct foarte mare pe care Dumbrăvița îl realizează împotriva lui Metaloglobus, asta în ciuda faptului că pe tot parcursul transmisiei sale, Anda Deliu ne vorbea destul de critic la adresa echipei gazdă, că nu reușește mare lucru, că nu are posesie, că e diferență clară, că la un moment dat spunea că jucătorii lui Metaloglobus ascund mingea celor de la Dumbrăvița și atunci ne așteptam la o victorie a lui Metaloglobus, după cum caracteriza dumneaei respectiva întâlnire. Dar iată că golul acesta de final, cred eu, că a adus foarte mare fericire, foarte mare bucurie în tabăra Dumbrăviței, care este o echipă imprevizibilă, așa mi se pare. Și la întoarcerea ei acasă, după exilul de peste pădure, cum ne spunea Anda Deliu, la Ghiroda, gazonul a arătat probabil mai bine, n-am avut imagini de această dată, Dumbrăvița smulge, in extremis un punct în disputa cu cei de la Metaloglobus București. A fost suficient, prieteni, un penalti, transformat cu mari emoții. S-au ratat și după aceea a venit realizarea lui Sofian Jebari pentru ca FC Csíkszereda Miercurea Ciuc să treacă de Chindia cu 1-0. Era oarecum previzibil, Florin, că este o partidă foarte, foarte echilibrată, unde orice amănunt, orice element ar putea constitui factorul decisiv în economia rezultatului final. Da, asta pentru că prima partidă pe care... Iată că mergem la o primă reacție, prieteni, astăzi și avem plăcerea de a-l saluta pe președintele Concordiei, domnul Cristi Tănase. Bună ziua, domnule președinte! Bună ziua, bună ziua! A venit golul, a venit victoria, frumos la capătul disputei de astăzi, totuși cu destule emoții, dar frumos! Este adevărat, da, aveam nevoie de această victorie. Sperăm să continuăm cu încă o victorie etapa viitoare și tot așa, pentru că avem mult de recuperat. Acum am încetat deja să ne, de fapt, de pe ne bucurăm, dar ne gândim la meciul cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu de săptămâna viitoare. Da, domnule președinte, cât de frumos poate să fie, mă gândesc eu, pentru un conducător. Aduce atât de mulți jucători de calitate, cu nume, important și totuși, ascensiunea acestei echipe se leagă de acest Andreas Burcea, care marchează cu regularitate și iată, este jucătorul care stabilește astăzi soarta partidei. Aveți dreptate, dar ce să facem? Asta este fotbalul din ziua de astăzi. Chiar dacă avem jucători cu mare experiență în fotbalul românesc, iată că reușim să câștigăm astăzi greu, dar dacă ar fi așa până la finalul campionatului, ne-am bucurat că și cei cu maturitate îi ajută pe cei tineri. Da, dar se spune că deja sunt multe priviri, domnule Tănase, către acest Andreas Burcea. Sunt sigur însă că l-ați securizat bine acolo la Chiajna. Să fiți convins să fiți securizat. Dar e și la început, abia de anul trecut a debutat în Liga a doua și îi dorim succes în continuare și să ajungă fotbalist. Da, și pentru el. Să promoveze echipa noastră în prima ligă și nu altfel, nu? Da, acum vedem ce ne rezervă viitorul. Da, echilibrul a fost la el acasă, domnule Tănase, și astăzi. Și probabil vorbeam și cu Florin Chivulete, care este lângă mine aici. Te salut, Cristi. Pe măsură ce etapele trec, jocurile devin din ce în ce mai importante, iar punctele sunt cu atât mai prețioase. Aveți dreptate, pentru datorită faptului că noi, în cele 7 etape care au trecut fără cea de astăzi, am pierdut foarte multe puncte și am acumulat doar 8 dintr-un total de 21. Asta am spus puțin mai devreme, că avem foarte multe puncte de recuperat. Pentru că ușor, ușor, lucrurile se așează, echipele se așează și dacă se vor desprinde 4-5 echipe, 6 în fața noastră, va fi destul de greu. Am mai trecut prin astfel de experiențe și sperăm să nu se mai repete ceea ce am pățit în anii trecuți. Dar acum ne gândim, v-am spus, la următorul meci și apoi și în perspectivă, pentru că noi avem partide până în iarnă în care trebuie să luăm cât mai multe puncte. Deci noi nu stăm doar în următorul meci, stăm în toate meciurile care au până în iarnă. Să vedem unde ne vom situa atunci. Dar, Florin? Mă rog, da. Probabil și jucătorii, într-adevăr, au resimțit. Vedeți, chiar dacă au experiență mare jucătorii, au resimțit o stare de presiune și trebuia un rezultat, aveau mare nevoie de acest rezultat să se descătușeze așa puțin și să-și recapete încrederea. Chiar dacă, repet, au experiență. Iată că și la nivelul lor există apăsare și presiune mare.
Da, Florin? Cristi, cum am putea să ne explicăm noi totuși evoluția fluctuantă a echipei cu două înfrângeri acolo unde toată lumea credea că echipa Chiajnei va câștiga la Alexandria și la Reșița? Au fost două din două înfrângeri ale formației. Corect. Cu Alexandria am jucat acasă. Am avut foarte multe ocazii. Am pierdut 1-0. Atunci am pus rezultatul pe seama ghinionului. Uh-huh. Reșița, nu pot să pun pe seama ghinionului chiar dacă am luat goluri în minutele 92 și 97. Când am condus ostilitățile, am avut 2-1 în minutul 92 și am luat două goluri, nici măcar cu un punct nu am plecat. Da. Fluctuațiile acestea, nici eu, vă spun cinstit, nu le pot explica. Nimeni, că noi am avut niște discuții și nu le poate explica nimeni. Antrenorii n-au putut să le explice, jucătorii n-au putut să le explice, nici eu n-am putut să le explic. Și din acest motiv am preferat să lăsăm trecutul în urmă și începând de astăzi să credem în continuare în șansa noastră de a acumula cât mai multe puncte și a reuși să prindem totuși locurile din față. Domnule Tănase, cu siguranță... Foarte grele. Și aveți dreptate. Reșița, de la Reșița, noi am încasat 3 goluri. Unde Progresul Spartac, spre exemplu, n-a luat niciun gol. Sau astăzi mi se pare că am auzit că a făcut meci egal. Viitorul Pandurii, viitoarea noastră adversară. Da, da, o echipă imprevizibilă, domnule Cristi Tănase, dar evident Concordia va lucra bine săptămâna care urmează pentru o deplasare, să recunoaștem, dificilă acolo la Târgu Jiu, însă astăzi cred că trebuie să... Toate. Și Slatina, să știți, e o echipă bună, nivelul este echilibrat, tocmai aici este chestiunea, nivelul este foarte echilibrat. Să știți că și Slatina a avut două ocazii pe final, două ocazii mari. Ați cam tremurat acolo, domnule Tănase? Chiar dacă e cald afară, am cam tremurat. Dar ne spunea colegul nostru care ne ajută de acolo, de la Chiajna, și mulțumim frumos, este vorba de Dan Marinache, că la pauză l-ați îmbărbătat, poate chiar câteva idei adresate lui Eric Lincar, utile, folositoare pentru echipa noastră. Idei pe partea tehnică nu pot să emit, decât așa, eu știu, de îmbărbătat, într-adevăr, i-am îmbărbătat și pe jucători și pe antrenori, pentru că mai urma o repriză, chiar dacă nu avusesem o exprimare bună, să zic așa, dar mai era o repriză și am îmbărbătat să merg înainte, mai aveam la dispoziție timp să putem să beneficiem de cele 3 puncte, să le punem în clasament și să mai ostoim puțin durerea celor 7 etape trecute. Dar așa le-am și spus, în aceste 8 etape care au rămas până în iarnă, mă rog, 7 fără cea de astăzi, poate reușim să anulăm parcursul din celelalte 7. Mulțumim foarte mult, domnule președinte, cu siguranță. Mulțumim foarte mult, ne vom reauzi cu prilejul etapelor viitoare. Ne mutăm rapid, prieteni, la Miercurea Ciuc, unde îl găsim de această dată, cred, mulțumit pe tehnicianul echipei gazdă, Robert Iliește. Salutăm, Robert, bună ziua! Bună ziua! Cred că am zis bine, da? De această dată, mulțumit, măcar de scorul final. Da, până la urmă, după și un joc prestat de excel din partea echipei, pot să spun că sunt foarte mulțumit de atitudinea jucătorilor și de disciplina tactică care au dat dovadă astăzi. Da, putea să fie, Robert, înaintea partidei, cam așa caracterizarea acestei dispute între două echipe cu pretenții justificate, includem și Chindia, evident, o fază fixă sau ceva de genul ăsta putea stabili deznodământul, lucru care s-a întâmplat până la urmă. Da, pot să spun că prima ocazie a avut Chindia, a avut o lovitură liberă 16-17 metri, care a fost chiar foarte periculoasă, a executat, a salvat portarul, deci a trecut glonțul pe la ureche, pot să spun. După care am revenit, am rechiblat puțin jocul, a venit acel penalti care am reușit până la urmă să marcăm din a doua încercare. Deja gândeam că nu mai avem nici noroc nici la penalti și mă bucur că după acest gol echipa s-a exprimat defensiv de nota 10. Adică toată lumea a luat cizmele și s-a băgat în noroi și chiar pot să spun că a fost o muncă colectivă și apreciată și din partea publicului și din partea noastră, staffului. Da, Robert, o echipă frumoasă, CXR, da, dar care marchează extrem de greu, nu? Puțin. Da, asta știm foarte bine, suferim, am vorbit și cu atacanții, toată săptămâna au lucrat numai pe fază ofensivă, să dau încredere, să mai multe antrenamente cu finalizare, dar din păcate, vedeți și dumneavoastră că cel mai mult suferă atacanții, pentru că au dintre 3 atacanți au 2 goluri și acela unul din penalti.
Dacă nu marcați atacanții, suferă normal și echipa. Acum sper să revenim cât mai repede și la meciurile viitoare și sperăm să marcăm ca să stăm și noi mai liniștiți ca antrenorii, pentru că vedeți că trebuie să ne suferim până ultimele minute, 96 sau 97, cât a prelungit arbitru și este foarte greu, este foarte greu. Dacă nu reușești să închizi meciul, pentru că am avut, mai ales a doua repriză, am avut o bară, am avut 3 contraatacuri și 2 contra 1 și 3 contra 2 pe care, din păcate, n-am reușit să le fructificăm. Da, și ultima întrebare, Robert, și mulțumim foarte mult pentru prezența la Metropola TV și Sport Total FM. Cu siguranță ești la curent. Ce se întâmplă cu Omar El Savi, jucătorul plecat nu de la Cixereda la Rapid? Cred că mai ții legătura sau știi mai multe decât noi? Da, este un jucător pe care am antrenat și apreciez foarte mult. Are niște calități extraordinare pentru vârsta lui. Am încercat să iau și legătura cu Mr. Bergodi pentru că am o relație foarte bună. Eu am vrut să-l aduci împrumut, probabil, la Cixere. Nu, a fost vândut, dar am vrut să luăm împrumut ca să dăm șanse, pentru că putea să ne ajute pe noi jocul lui. Da, mulțumim foarte mult, Robert. Așteptăm, știu eu, etapele următoare după această victorie. A trebuit să arate mult mai bine echipa pe care o pregătești. Mulțumim foarte mult. O zi bună în continuare. Mersi, la fel. La revedere. Robert Ilieș, prieteni, nu se întâmplă nimic, Florin. Cum intuiam de altfel la Mioveni, 0-0 și am trecut de prima oră de joc. FC Argeș și Comunal și Limbăr, 0-0 în continuare. Da, cred că ambele echipe sunt mulțumite cu acest rezultat. Echipa din Șelimbăr își păstrează poziția în clasament. FC Argeș e bucuroasă și ea să nu piardă în fața unei echipe care a cam popit pe mulți în acest campionat, în această ediție de campionat, și cred că ambele echipe sunt foarte circumspecte în ceea ce înseamnă rezultatul final și nu vor să piardă. Asta este motivul pentru care ele evoluează la modul acesta economicos, vreau să vă spun. Faze puține de poartă la FC Argeș cu Schellenberger, așa că ce să ne așteptăm mai departe? Poate nu va fi niciun gol sau poate, așa cum am zis la pauză, echipa care reușește să înscrie va lua toate cele 3 puncte puse în joc. Da, prieten, să aruncăm o privire până vom prinde următoarea legătură telefonică și către etapa care urmează, una la fel de interesantă, care va fi deschisă pe 5 octombrie, ora 17, meciul dintre Steaua și FC Argeș. Iată, Florin, ce altă confruntare interesantă. Sâmbăta viitoare, din nou un regal fotbalistic aici la Metropola TV. Vom avea jocurile Viitorul Pandorii Târgu Jiu, Concordia Chiajna, CS Mioveni, CS Mereșița, Chindia Târgu Obiște, Progresul Spartac, Metaloglobus București, Cixereda, Unirea Deji, CSC Dumbrăvița, CSM Alexandria, Ceahlăul Piatra Neamț, CSM Slatina, Gloria Buzău. Cu siguranță, iată o etapă atât de generoasă, din nou prezentă aici la Metropola TV, în producția preluată și de Sport Total FM. CSC Schellenberg, Unirea Slobozia, 8 octombrie, ora 11:30. Runda se încheie tocmai lunea viitoare, pe 9 octombrie, la Tunari, unde echipa pregătită de Alin Ilin întâlnește Corvinul Hunedoara. Corvinul Hunedoara, care are de susținut în această etapă meciul cu CS Mioveni, de pe teren propriu, echipa din Hunedoara, care pierdea runda trecută la Viitorul Pandorii Târgu Jiu. De aici, Florin, și precauția clară a lui Cristi Tănase legate de vizita la Târgu Jiu în etapa care urmează. Da, e adevărat, dar Chiajna totuși are echipă foarte bună și eu cred că va reuși să obțină cel puțin un punct în deplasarea de la Târgu Jiu. A avut mare ghinion, așa cum spunea la Reșița, că a primit 2 goluri în ultimile, pe neatenția fundașilor, evident, în ultimile minute. Mie totuși mi se pare această etapă, cea din ziua de astăzi, ca fiind una mult mai echilibrată decât partidele de săptămâna viitoare, care multe dintre ele sunt dezechilibrate. Haideți să mergem și la Dumbrăvița și avem plăcerea de a-l saluta pe președintele Florin Macavei. Bună ziua, domnule președinte! Bună ziua! Până la urmă, un punct meritat la întoarcerea acasă după aceea vizită în calitate de gazdă la Ghiroda. Da, putem spune că ne-am salvat pe final. Am avut un meci foarte, foarte greu cu Metaloglobus. Echipa din București, la 1-0, am mai avut câteva ocazii de a marca, să mărească scorul. Din fericire pentru noi, am reușit să revenim și, până la urmă, fotbalul, la fotbal contează rezultatul final.
Da, oricum, rămâne o evoluție apreciată, domnule Macavei, echipei dumneavoastră, chiar dacă, iată, ultimele două rezultate, eșecul la scor suferit la Târgoviște și doar această remiză, spunem doar această remiză, au mai, știu eu, umbrit puțin parcursul de până acum, dar rămâne unul cel puțin rezonabil. Sunt total de acord cu dumneavoastră. Cred că am mai spus într-o intervenție tot la dumneavoastră că suntem o echipă că încă mai avem nevoie de experiență unui jucător la Liga 2. Suntem încă naivi în unele faze ale jocului, ale meciurilor, dar mergem înainte, mulțumim de aprecieri și cam atât. Cum a arătat câmpul de joc, mai bine, evident, după această despățire de câteva etape, tocmai în ideea în care am pregătit terenul să arate mult mai convingător? Da, bineînțeles, suprafața de joc arată bine spre foarte bine. Ne bucurăm că am revenit acasă și jocul se desfășoară în condiții bune și foarte bune. Da, domnule Macavei, și astăzi vorbeam și cu alți interlocutori. Echilibrul la el acasă, la acest nivel de Liga a doua, nici etapa de astăzi, nu s-a dezis de acest aspect. Corect. Noi stăm de vorbă cu antrenorul și uitându-ne pe ce echipe sunt sezonul ăsta la Liga 2, am spus de la început că va fi un campionat echilibrat. Nu sunt echipe care să se evidențieze, cum a fost anul trecut cu Poliaș, cu Galați, Dinamo pe final. Echilibrat și se joacă. Se joacă. Da, Florin? Domnule președinte, sunt Florin Chivulete, vă salut cu respect. Aș fi vrut să vă întreb totuși, cum vedeți faptul că echipa dumneavoastră este capabilă să marcheze foarte multe goluri, este pe locul al doilea ca și atac în Liga a doua, dar în schimb primește foarte multe goluri. De ce acest dezechilibru? Asta spuneam și mai devreme. Suntem încă o echipă naivă, încă jucătorii nu percep nivelul Liga a doua, calitatea jucătorilor de la Liga a doua și au momente din asta. Noi chiar glumeam cu noi în conducere și antrenorii că noi suntem echipa paradoxului, așa, dăm 6, luăm 4. O punem pe încă lipsa de experiență a unor jucători. Noi nu avem un lot de jucători care să aibă sezoane consecutive la Liga a doua și încă mai caută nivelul Liga a doua, să spun așa. Da, mulțumim foarte mult, domnule Macavei. Așteptăm deja următoarea apariție echipei dumneavoastră în deplasarea de la Dej. Deocamdată vă mulțumim pentru prezența la Metropola TV și Sport Total FM. Ne întoarcem în studioul nostru. Foarte bune. Ne mulțumim foarte mult, domnule Macavei. Iată că am ajuns, Florin, în minutul 67. În confruntarea de la Mioven rămâne 0-0. Și pare greu de crezut. Sau dacă se marchează, cred că este singurul gol al acestei partide. Ar urma să stabilească și rezultatul final. Sunt două echipe echilibrate din mai toate punctele de vedere. Da, probabil că o fază fixă ar fi singura care ar putea să întoarcă soarta acestui 0-0 ce se prefigurează pe tabela de scor la această întâlnire. Este o întâlnire între două echipe foarte echilibrate, între două echipe care probabil că ar merita ambele să joace play-off-ul acestei competiții și care, sigur, ar putea în orice moment să se gândească chiar la o poziție pe prima scenă a fotbalului românesc, dacă au dreptul conform regulamentului. Dar, din câte se pare, Schellenberger... Nu, Schellenberger nu are drept de promovare, este un lucru cunoscut. Argeșul, iată, care înlocuiește în acest moment pe Valentin Buhoceanu, intră Bertrand și mergem la Tunari, unde îl găsim pe președintele formației din Tunari, domnul Florin Vlădil. Bună ziua, domnule președinte! Bună ziua dumneavoastră și invitaților și telespectatorilor și mulțumesc pentru... abordare. Da, domnule Vlădilă, echipa noastră este pe un trend bun, iată că fructifică și astăzi postura pe care o are. Două partide, două victorii și la Tunar se vorbește parcă altfel în această perioadă. Deci ne-am pregătit bine, am mai făcut și achiziții în ultima perioadă. A fost și perioada de pauză la meciurile astea și în cupă și am abordat cu alții jucători meciul din cupă, astăzi cu alții și am fost o alegere fericită. Iar acum putem spune că am intrat în normal. Abia acum putem să spunem cu tărie că gustăm din Liga a doua. Da, asta era să zic și eu, domnule Vlădilă, dar abia acum ați debutat în Liga a doua de două etape, cu rezultate foarte bune pentru echipa. Acum simțim gustul.
Da, ceea ce este cel mai important. Iată că această ascensiune nu poate fi negată și de implicarea lui Alin Ilin. Se pare că a fost inspirat, domnule Vlădilă, cu păstrarea lui Alin Ilin ca antrenor principal în această perioadă. Iată, vin rezultatele, nu o spunem noi, și prestația bună din partida contra Craiovei. Perioada bună pe care o petreceți cu Alin Ilin pe bancă. După părerea mea, este un viitor antrenor principal foarte bun. A avut și un ajutor în persoana preparatorului fizic, care tot Alin Ilin l-a cooptat în stafful lui, pe Andrei Zisu. Și putem spune că a fost o alegere foarte bună, deci și-a făcut treaba foarte bine și este în continuare aproape de noi. Cum ar veni, el are un contract, vorba domnului, pe viață, pe... Da. Da, iată că ați adus destui jucători de atac, dar cel care face diferența astăzi este un experimentat fundaș central, Marius Leca, care marchează de două ori pentru cele trei puncte. Deci a fost o achiziție bine gândită, cu toate că unii ziceau că n-am mai jucat de mult, dar împreună cu staful, cu Alin, cu Fulga, l-am cooptat și a fost o alegere bună și putem spune că suntem pe un drum bun. Și o ultimă întrebare, domnule Vlădilă, după care are și Florin Chivulete, invitatul meu de astăzi, o întrebare. Până la partida cu cei de la Corvinul, care este foarte, foarte atractivă, va arăta mai bine câmpul de joc, pentru că toată lumea vorbește acum la Tunar de două lucruri. Forma bună a echipei și precaritatea câmpului de joc. Deci, imediat după meciul cu Universitatea Craiova, s-a procedat iarăși la o reînsământare în zonele unde nu s-a... și s-a aruncat și o umbraniță neagră, apă, acum sperăm să nu mai sunt nici căldurile și nu intră. Eu zic că o să arate altfel, 100% confirm că o să fie un teren cum a fost înainte. Și după aceea o să fie și perioada două săptămâni, sau trei chiar, că jucăm în deplasare primul meci. Deci o să fie ok. Plus că e clar, pe 21 noiembrie stadionul Tunari face parte din circuitul la Federația Română de Fotbal. La Under 17 va avea loc partida dintre Franța și Norvegia de la U17, turneul de calificare. Deci o să fie ok până atunci, 100%. Și Florin Chivulete, domnule Vlădilă, are să vă pună o întrebare. Te salut, Florin. Felicitări pentru victoria cu Progresul Spartac, dar în mod special vreau să te felicit pentru rezultatul de egalitate cu Universitatea Craiova, o divizionară A care e obișnuită a cupelor europene, un rezultat mare pentru Tunari, dar și cu victoria cu Cixereda Miercurea Ciuc mi se pare că puteți să vă lăudați foarte serios. Dar de unde vin aceste rezultate contradictorii? Pierzi cu Dumbrăvița 1-6, pierzi acasă cu Ceahlău și imediat vine o perioadă atât de bună pentru echipa voastră. Cu Ceahlău. Ei n-au avut nicio ocazie, noi nu am avut nicio ocazie. Terenul a fost destul de chiar mai slab, după părerea mea, decât cu Craiova. Au deviat o minge, gol. Exact cum a deviat și Craiova, dar a egalat. Iar la Cixereda am jucat foarte bine. La 1-1 s-a stricat ceva, a fost 11 metri... un pic așa ușor acordat pentru ei, minutul 45-46 în prima repriză și repriza a doua la 2-1 pentru ei, a mai luat un gol și nu s-a mai jucat nimic. A fost ceva, a căzut psihic echipa. La Dumbrăvița. Am jucat bine și cu FC Argeș și acasă, și la Buzău am avut 1-0, inclusiv la Slobozia, până minutul 30 a fost 0-0, n-au avut nicio ocazie, noi am avut, dar asta este. Domnule Vlădilă, chiar este bucurie la Tunari în această perioadă. Ne bucurăm și noi pentru rezultatele dumneavoastră. Mulțumim pentru prezența la Metropola TV și Sport Total FM. Mulțumesc și îl salut și eu pe domnul Florin, că mi-a purtat noroc că m-am întâlnit cu el de ună zi, cred că marți, înainte de meciul, după Craiova, m-am întâlnit și l-am salutat. Păi să devină tradițională, domnule Vlădilă, întâlnirea asta, dacă poartă noroc. Mulțumim foarte mult, după amiază plăcută. Mulțumesc și eu. Mulțumim. Florin Vlădilă, prieten, președintele formației din Tunari, evident mulțumit după victoria de astăzi cu Progresul Spartac.
O săptămână excelentă, victorie cu Csíkszereda, victorie acum la Progresul Spartak, rezultat de egalitate cu cei de la CS Universitatea Craiova. Revenim în studio, nu se întâmplă nimic, prietenii, în continuare, la Mioven, 0-0, FC Argeș Comunal Șelimbăr, și ar fi un punct important câștigat de Șelimbăr, dar continui să cred, chiar dacă adversarul este liderul, două puncte uriașe pe care le pierde în această frumoasă competiție, FC Argeș, dacă nu se întâmplă nimic în cele 17 minute, plus prelungirile de rigoare. Da, probabil că FC Argeș nu se simte totuși capabilă să bată această echipă așa a lui Șelimbăr și cred că înțelege foarte bine că trebuie să conserve jocul. Cam asta se vede pe ecranul televizoarelor în acest moment. FC Argeș se pare că e mulțumită cu acest punct pe care nu multe echipe îl vor realiza împotriva formației lui Claudiu Niculescu, care pare una foarte solidă și care oricând poate câștiga. Haideți să mergem și la Călin Cojocaru. Suntem aborați, iată, la legături telefonice cu antrenorul viitorului Pandurii Târgu Jiu. O altă prestație bună, încheiată cu un rezultat bun. Domnule Cojocaru, bună ziua! Bună ziua ție, invitaților și telespectatorilor! Așadar, viitorul Pandurii confirmă și iată că pleacă neînvinsă de la Reșița, acolo unde pierdea, printre altele, etapa trecută, și Concordia Chiajna. Da, consider că am făcut un meci bun. Prima repriză, chiar dacă am intrat puțin mai moi, am stat foarte pe teren, am dat posibilitatea adversarului să-și creeze ocazii. Am greșit doar o dată în minutul 45, când am lăsat Mediop să se întoarcă către poarta noastră și ne-a marcat un gol foarte, foarte frumos. Știam că dacă îi dăm spații și se întoarce pe piciorul lui stâng, este vital. Da, Mediop în DIA pentru Reșița se întoarce cu folos acolo. În schimb, iată că viitorul Pandurii pare să pregătească, domnule Cojocaru, un alt jucător de export, așa. Acest Alex Gârbiță, care începe să devină un om esențial pentru echipa dumneavoastră. Da, consider că repriza a doua am intrat mult mai bine în joc. Ne-am creat foarte multe ocazii. Am marcat destul de repede înainte de gol. Am mai poare prin Gârbiță. Iar după gol, cred că am mai avut cel puțin 2-3 ocazii de a marca, dar per total consider că e un rezultat echitabil. Și vine acum, că deja ne gândim, nu? Avem câteva zile, câteva ore, nu? De bucurie după această remiză, după victoria trecută, vine un meci foarte interesant cu cei de la Concordia Chiajna, runda viitoare la Târgu Jiu. Da, ne așteaptă un meci foarte, foarte dificil acasă cu Concordia. Astăzi ne odihnim, iar de mâine ne concentrăm pe meciul cu Concordia, o echipă solidă, cu jucători de experiență, dar o să ne pregătim cum. Da, ne mai auzi, Călin? Cred că este pe drum, Călin, cu o jucare, exact când vreau să... Da, era da. Când să-l întreb, da, când trimite și mie lista aia. Da, Călin, era ultima întrebare, tradițională de altfel, pentru că ne place dialogul cu antrenorul viitorului. Mi-ai promis că am trimis lista cu cei care conduc clubul, să mai vorbim și cu altcineva. N-am primit-o. O să ți-o trimit. Așa, mulțumesc foarte mult, drum bun către casă, mulțumim foarte mult, Călin Cojocaru. Da, tehnicianul echipei viitorul Pandurii Târgu Jiu, o echipă foarte discretă, Florin Chivulete, la Târgu Jiu, realmente nu ai cu cine vorbi. Antrenorul Călin Cojocaru și atât. Restul, eu stau și imposibil de găsit. Eu stau și mă întreb care ar fi motivația unei astfel de absenteism, practic, din perimetrul... Discreție. Da, absenteism, practic, din perimetrul presei. Acum stau să mă întreb dacă doar cu Radio Sport Total FM sau cu Metropola TV se întâmplă acest lucru. Ce și-or fi propus oamenii ăștia? Pentru că fotbalul trebuie propagat, practic, pe canalele media pentru a putea să fie unul spectaculos, iar evoluția formației să fie apreciată. Dacă nu știe nimeni de tine și nu comentează nimeni despre o echipă precum viitorul Pandurii, asta înseamnă că lucrurile nu sunt bune pentru cei care conduc acolo această formație. Da, este vorba de patronul Nicolae Sarcină. Știm, practic, cine conduce... O fi dat celor din conducere să nu vor. Mai vorbeam cândva cu doamna Lucia Vladimirescu, dar probabil că Lingo Jocaru ne va trimite organigrama acum. Însă aș face o paralelă, Florin, pentru că iată, de exemplu, la nivel de Superliga, nu cred că l-ai auzit vreodată de când a venit la Petrolul, vorbind pe Marian Copilu. Nu? Da, este adevărat. Este un conducător foarte inteligent, un conducător foarte discret. Dacă are ceva de spus, o spune, o transmite prin subaltern sau în interiorul unei ședințe comune din interiorul clubului. Se pare normal?
Spune de Vitor Panduri, totuși. Nu mi se pare, dar sunt alte persoane care vin din interiorul clubului, care ies în canalele mass media la Petrolul. Da, atunci, e vorba de prima ligă. Sigur, evident, că da. Și atunci, normal că și regulamentul te obligă la acest nivel să mergi la conferințe de presă, să te exprimi public. Important este că nu se fac jigniri și că este o conduită exemplară acolo, zic eu. În afară de acea mică dispută care l-a atacat pe Ișvan Covaș, nu știu cu ce de motivații, dar în rest n-am văzut la Petrolul să fie o mitralieră de atacuri la adresa cuiva. Da, iată că ne uităm către celălalt televizor, prieten, 79 de minute la partida de la Mioveni, nu se întâmplă nimic și probabil că nu va aduce ceva notabil pe tabela de marcaj, nici ceea ce a mai rămas de jucat din această partidă, o remiză oarecum previzibilă, dacă nu se întâmplă nimic, posibil totuși, cum spunea și Florin, poate o fază fixă, însă nu cred că se mai aventurează, cu precădere cei de la Schellenberg ar fi mulțumit cu această remiza albă, nu și FC Argeș, pentru că mizau probabil pe această continuitate cu Eugen Beza la capitolul victorii și o remiză până la urmă, în acest context în care întâlnești liderul, și aici vorbea Florin, prieten, completez, este diferența dintre o echipă Comunal Schellenberg, care are liniște la toate nivelurile. Merge pe continuitate, la nivelul băncii tehnice, unde este același Claudiu Niculescu, lotul nu a suferit modificări importante, dincolo presiune, agitație mare la Pitești, unde a plecat deja Alex Pelici, schimbări importante, jucători cu nume, dar care nu reflectă pe gazon, generozitatea acolo, ne spunea și Virel Tudose, și îmbucurător ceea ce afirma finanțatorul, că nu se gândesc, Florin, chiar dacă parcursul nu este cel notabil, să se umble la bani. Este o normalitate, ci vom încerca, spunea Virel Tudose, să găsim soluții împreună cu cei care conduc echipa, să ajungem unde trebuie. Iată că FC Argeș pare să se împiedice astăzi de Comunal Schellenberg, deși sunt sigur că Eugen Beza miza pe 3 puncte în partida cu cei de la... Da, eu nu știu dacă un rezultat de 0-0 între două echipe puternice ale ligii secunde înseamnă chiar un dezastru pentru FC Argeș. Da, dar te aștepți, tu trebuie să confirmi în momentul ăsta. Nu este o echipă de speriat, evident, Comunal Schellenberg. Ești FC Argeș și vrei să promovezi în prima ligă. Trebuie să te impui din toate punctele de vedere. Iată însă că echipa nu reușește să facă acest lucru. Adică noi dacă vom vedea un rezultat de egalitate între FCSB și Rapid, între Craiova și CFR Cluj, n-ar trebui să ne speriem. Evident, vorbim de prima ligă, dar aici este acord, altceva. Sunt de acord, dar și aici undeva la fel, la scară, coborând, e un rezultat de egalitate, pare echitabil pentru ambele formații. Echitabil, da, dar nu și cel așteptat. Asta vreau să spun, pentru că FC Argeș are alte perspective. Sunt de acord. Ar trebui să aibă alte perspective în acest campionat. Sunt de acord, dar pârghiile nu sunt tot timpul aceleași. Dacă ar fi matematic, ar fi foarte simplu acest fotbal, inclusiv la nivelul ligii a doua. Poate cine știe, se întâmplă ceva în cele 10 minute care mai sunt de jucat. Slabe speranțe. La cum vedem jocul. Să cine știe, poate vedem și noi un jucător care trage un șut fantastic de la distanță. N-am prea văzut până acum. Mai sunt 10 minute. Da, poate vine acum. Nici nu mi se pare o presiune pusă de una dintre cele două combatante. Da, mi se pare un joc care trenează, un joc super echilibrat în care fiecare se teme de cealaltă. Iată, are de lucru Iulian Dima acolo, mai acordă un cartonaș galben pe banca de rezerve celor de la FC Argeș, nu? Da. Directorul sportiv acolo, Vasile Popa, cel care îndeplinește această funcție. E, cu Vasile Popa am avut destul de multe meciuri, că pe vremea când juca și la FC Argeș și la Gloria Bistrița. Era un jucător vocal și iată-l și pe bancă, este un temperament vocal. Să nu înțelegeți acum că este un tip jignitor sau e un tip obraznic, nu. Dar este foarte vocal pentru că temperamentul lui, care l-a făcut să fie și un jucător foarte mare, practic în Liga 1 din România, așa este el făcut de la natură, tot timpul are ceva de spus. Și când este un arbitru de primă ligă, Florin, care nu tolerează astfel de evenimente. Nu, dar eu de fiecare dată când l-am arbitrat pe acest băiat, care mi s-a părut unul excepțional ca și comunicare cu arbitrii pe teren, în momentul cât era fotbalist, am reușit să găsesc calea de a ajunge la mintea moderator. Lui. Da, așa, și am puține cartonașe galbene i-am dat lui Popa. A scăpat așadar Vasile Popa. N-a scăpat însă de Iulian Dima, prieten, care i-a acordat cartonașul galben pe banca de rezerve. 83 minutul, ne apropiem de finalul acestei zile frumoase aici la Metropola TV. Spuneam de etapa cu numărul 8, 6 partide găzduite în direct. Una este pe cale să se încheie, celelalte 5 sunt de mult epuizate. A început la Piatra Neamț. Victorie importantă pentru Ceahlăul, 1-0 cu Unirea Dej. Ce s-a întâmplat astăzi? Am discutat în amănunt. Ultimile minute la Mioveni, FC Argeș și Comunal Schellenberg 0-0. Alte 3 jocuri din această etapă. Mâine la Buzău, Gloria întâlnește Steaua.
La Slobozia, o partidă interesantă, unire din localitate CSM Alexandria, la debutul lui Alin Pânzaru în campionat, acesta a bifat prima apariție la Alexandria în meciul de Cupa României cu cei de la CFR și spunea că această etapă se va încheia la Hunedoara, luni Corvinul, o adevărată revelație în Liga a doua cu acest promițător Florin Maxim întâlnește pe CSM Ioveni, acolo unde și Constantin Schumacher face prieteni, o figură remarcabilă. 84 de minute, 0-0 la Mioveni, însă noi trebuie să ne despărțim astăzi de dumneavoastră la capătul aproape 3 ore și jumătate de emisiune. Florin Chivulete și Ionel Luțan, vă mulțumesc dumneavoastră, le mulțumim împreună colegilor de pe stadioane care au fost și astăzi alături de noi, le mulțumim celor din regie la înălțime ca de fiecare dată, sâmbăta viitoare un alt regal fotbalistic, evident doar aici, la Metropola TV, în emisiunea preluată și de Sport Total FM. La revedere, vă mulțumim!